Avem două cazuri, în speță celor de la Limpești și de la Dănești, de la Consiliul Local Limpești și Dănești. Recuperăm doi oameni pentru că au trecut independenți și ulterior și-au dat demisia din calitatea de consilier. Din urma discuțiilor cu cei de la prefectură, am înțeles că trebuie să facem hârtii către consiliile locale și o să recuperăm cei de consilieri, unul la Dănești și unul la Limpești. În privința celorlalte posturi pentru care organizația se luptă în instanță, Robert Filip speră la un final fericit. Dacă magistrații Tribunalului Gorj vor dispune că PPD-diștii au dreptate, filiala gorjană va recupera alte 4 posturi de consilieri, 2 pentru consilieri locali și 2 pentru județeni.